Slăviți să fie Domnul! Amin! Haideți să ne ridicăm să citim câteva versete. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta e voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Vă rugăm să reocupați iarăși locurile. E adevărat, rugăciunea e un mod de viață, Ionuț. E o permanență în viața noastră. Nu-i ceva sporadic. Există însă momente de rugăciune mai aprofundată și Domnul spunea că intri în odăiță și te rogi, încui ușa. La un astfel de moment suntem noi în seara aceasta. E adevărat, rugăciunea e un dialog. Psalmul 95, veniți să ne plecăm genunchi, să cântăm. Și apoi după ce ne plecăm genunchi, după ce ne rugăm, după ce cântăm, vine versetul 7, ultima parte, și versetul 8. O, de a-ți asculta glasul Domnului. Adică eu îi spun Domnului și apoi vrea și el să-mi spui mie ceva. Rugăciune, da, e un dialog. În Psalmul 5, versul 3, dimineața, Doamne, îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Dar eu nu mai aștept. Eu îi spun, bombardez, nu? Bombardez, cu informații, geanta la lucru și am plecat. Dar Domnul vrea să stea de vorbă cu tine. Relația de prietenie între un băiat și o fată, știi câte au ei de povestit unul la altul? Lucru de nimic, dar îi place să stea de vorbă. Ceasuri întregi. Odată eram la o nuntă, la o cumnată de-a mea, și am chemat niște fete ca să ajute la servit. Și când a început să servească antreul, o fată de la noi din sat vorbea la telefon. Bă, și s-au gătit și friptura și sarmalele și era la felul trei la prăjituri. Erau două ceasuri și ea tot vorbea. Și eu zic, tu, ce te grăiești? De să ascult și eu, am pus urechea. Bă, ce ai de grăit două ceasuri cu băiatul ăsta tu? Ea spune, frate Dragoș, nu râde, că noi suntem, avem nunta pusă, el în Italia, și noi tot grăim prin telefon, pe cum facem logon, de roche, de invitați, de mâncare. El când vine, că și e concediu, noi trebuie să le știm toate. S-au căsătorit, trăiesc bine, au mai mulți copii. Noi suntem mireasa Domnului. El e mirele. N-avem nimic să ne spune. E normal? Numai să stai pe genunchi și să spui te iubesc. Și apoi el îți spune și el, și eu te iubesc. E un dialog rugăciunea. De prea multe ori ne grăbim în rugăciunea. De prea multe ori. Eu acum despre rugăciune se poate vorbi foarte, foarte mult, avem multe prezi despre rugăciune. Eu voi avea un singur gând, l-am mai împărtășit cu frață, l-am primit și eu din Scriptură, de atitudinea care a trebuit noi să o avem în rugăciune, de metamorfoza, de schimbarea care se produce în noi în timpul rugăciunii. Și am așezat rugăciunea între și între. Eu am așezat rugăciunea între umilință și demnitate. Deci noi suntem oameni creați de Dumnezeu. Noi când ne plecăm pe genunchi, când ne rugăm Domnului, trebuie să ne caracterizeze smerenia, umilința. Și nicăieri nu e un cadru mai propice de a trăi umilința decât în rugăciune. Când te așezi pe genunchi, când stai cu fața la pământ și ridici glasul spre Dumnezeu, recunoști că undeva cineva e mai mare ca tine. Recunoști că este un Dumnezeu și că eu de aici mă adresez lui Dumnezeu. Un om se uita și a spus, când privesc soarele, luna, stelele care le-ai făcut, mă întreb, ce-i omul care se gândește la el, fiul omului să-l bagi în seamă? Dumnezeu e creatorul. Tu cu ce te mândrești când te pleci pe genunchi? Ca să te mândrești în timpul rugăciunii ești fără minte.
Când ne comparăm unul cu altul, eu mă mândresc. Mă, am cu două cine mai mult ca tine, poftim. Asta nu e motiv de mândrie, știu. Da? Bun, dar ne mândrim în comparare. Dar când te pui tu cu Dumnezeu, cu ce ești tu mândru? Un abur care se ridică și abia... Apoi piere. Oameni. Ne plecăm pe genunchi cu sentimentul ăsta de umilință, de smerenie. Vă rog, începeți așa rugăciunea. Dar ne rugăm... Eu am așezat rugăciunea între umilință și demnitate. Că până la urmă, Dumnezeu ăla mare, 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 creatorul, e tata. E altfel de acum mă prezint la rugăciune. El e creatorul, a creat universul ăsta. Oamenii explorează universul așa pe bucăți, l-au împărțit ca să-l înțeleagă, să-l priceapă. Spune că tot universul e structurat pe grupuri, grupurile pe roiuri, roiurile pe galaxii, galaxiile pe sisteme. Noi suntem sistemele pe planete, noi suntem pe Pământ, din sistemul solar, din galaxia Calea Lacteie și așa mai departe, da? Dar deasupra tuturor ai Dumnezeu. Vorbind, odată vorbea profesorul Dănăilă, un, poate numărul unu în lume, recunoscut, o operație pe creier, are 80 de ani, încă operează, e din Darabani, un om care îl recunoaște pe Dumnezeu. El spunea, oameni buni, noi cunoaștem foarte, foarte puțin despre creier și ceea ce cunoaștem, mare parte nu e adevărat. Creierul are 2 miliarde de celule, creierul. Și fiecare celulă are 2000 de conexiuni. Și acum spunea el, cine l-a făcut creierul ăsta? Omul ăsta din Dărăbani. La Dărăbani a fost un frate prezbiter Merticaru, bolnav de cancer la creier. S-a dus la el. Erau într-un fel consătenie. Ăsta un numărul unu în lume, ăsta un frate prezbiter în adunare. Pentru că era din Dărăbani, l-a investigat, mi-a spus familia și a spus, măi băiete, în creier este o capsulă pusă sigilată de Dumnezeu. Eu, omul, n-am voie să umblu. Că mori. În creier nu se poate umbla decât de mână cu Dumnezeu. Spunea omul ăsta. Ăsta e creatorul. Dar omul ăsta e tatăl nostru. Și spunea profesorul ăsta despre puterea de vindecare a omului. Și spunea că în creier există posibilitatea pusă de Dumnezeu, niște posibilități care noi nu le putem explica. Spunea el, de exemplu, există putere de vindecare prin rugăciune. Spunea Dănăilă, și are cărți, 60 ceva de cărți, toți chirurgii din lume studiază după el. Există putere de vindecare prin rugăciune. Nu pot explica. Cum? Prin fapte bune. Prin gânduri pozitive, omul se poate vindeca. Că există un limbaj non-verbal. Așa cum e vorbirea în limbi. Cine vorbește în altă limbă, se zidește, scrie în Biblie. Vezi un copil amărât, că plânge. Și te duci în mângâi pe cap, fără să spui nicio vorbă. Și el tace. Dar ce i-ai spus de tace? Nu i-ai spus nimica. Un limbaj non-verbal. Ceva se întâmplă cu copilul ăla, se simte mângâiat. Așa e și cu vorbirea în limbi, nu știu ce vorbesc, nu știu Duhul meu ce îi spune, dar deodată mă simt zidit. Așa e și cu demnitatea care o căpătăm noi în rugăciune. Ne plecăm în umilință, smerii, Doamne, eu știu cine sunt, un nabur, un nimica. Dar mă rog, mă rog și deodată capăt sentimentul că acela care o crea totul e tata. Și el a spus, nici nu vă mai spun rob, eu vă spun prieteni. Unul Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne arată Tatăl? Să ne numim și suntem. Băi, când începeți rugăciunea în seara asta, începeți așa smeriți, umiliți, plângând. Dacă când terminați, s-o terminați cu capul în sus și cu zâmbet. Noi ne rugăm, stăm de vorbă cu Tatăl. El e prietenul nostru.
Știți întâmplarea cu fratele Vulpra, n-am citit-o și eu, că pe malul mării trece un vapor așa de croazieră și un băieț stâmpițând mi face semn să oprească. Și un domn așa trecea, spune, măi băieți, măi, nu oprește ca mașină la ocazie. Ăla-i vapor, merge, nici nu se uită, și face semn mai departe. Fratele Vulpra îmi spunea că oprește vaporul, coboară o barcă, vine spre țărm, coboară cineva, le ia pe băiet în brață, sui în barcă și înainte de a pleca băietul spune, nenea, capitanul vasului tata, i-a avut înțelegere să oprească să vii zile ei. Tata e capitanul, tata e creatorul. Odată un băiet a strigat, tata, oprește-o leacă soarele asupra Gabaonului și luna asupra văia aia lunul. Și Dumnezeu, creatorul, prin soarele așa. A spus, stai o leacă așa, că m-a strigat Iosua, nu știu. Trăiți demnitatea asta că sunteți copii de Dumnezeu, că sunteți fiice, că sunteți mireasă. Vă propune să stați de vorbă acum cu mirele. Nu mai spuneți că îl iubiți, numai spuneți că îl așteptați, numai spuneți că vi dor de el. Am lucrat și un coleg de-al meu a făcut liceul la Seram și a făcut facultatea, a ieșit inginer acolo unde am lucrat eu. După ceva vreme l-a pus director local, a ajuns director general și a ajuns președinte pe toată țara. Dar noi fiind colegi, palmași, de jos plecând, am rămas într-o relație de prietenie. Eu am fost pe la el pe acasă, el a fost pe la mine. O spus, Dragoș, când ai nevoie, mă suni. Băi, numai nu te prindă băut și la furat. Încolo, stai liniștit, că astea nu le fac. Odată avem o treabă cu el. Era director general. Am vorbit cu el dimineața, spus, vine pe la mine, măi. M-am luat cu mașina, m-am dus până la el. Acolo nu intri, portar, domnul, cine, buletin. Mă, până la, n-ai voie, dar ești în audiență? Nu, dar n-ai voie, domnule, mă, de afară. Băi, te de afară dacă nu mă leși. Du-te și dă-i un telefon, spune că am venit eu. El nu l-a sunat, l-a sunat pe secretarul lui. Zic că, domnule, du-te la camera cu tare la domnul secretar. Mă duc la domnul secretar, zic că spune la domnul director că am venit eu. Dar cine ești dumneitare? Spune că am venit croitor. Bă, dar în anticameră vă 10-11 cu diplomate, cu cravate, te stăteau la rând în audiență. Ăștia spune, vă caută domnul croitor. Bă, și ies om afară, mai drăgușel, ce faci? Mă prinde pe după cap. Am fost ispitit de un duc de mândrie. Când m-a prins, bă, hai, bine, bage, m-a dus în birou. I-am spus, ce-am auzit, spus, am povestit, când a ieșit afară, tăi mă salutau, să trăiți pe mine. Eu eram un inorocit, dar ei nu știa ce nu-s eu. Băi, dar așa mi-a părut de bine că ăsta-i prieten cu mine. Marți am fost în Parlamentul României, mic dejun cu rugăciune. Am luat cuvântul domnul Ciucă, președintele Senatului, tăți parlamentul. Așa erau de pocăiți, de evlavioși, tăți domnul vă bine cu mintea, tăți venea să te strângă, să dea în mână, ai cine sunt eu. Dar asta e politică. Dar parcă te simțeai bine un pic. Dar eu m-am gândit, dacă aș ști voi, odată un frate pocăit tare, o fost dat afară din serviciu că s-a pocăit, era în vremea lui Ceaușescu, și l-a transferat la altă întreprindere și i-a dat un post bun. Și a venit cineva la el și a spus, băi, tu ai pe cineva sus? O să cam unul mare, gata, să te medie el. Dar el l-avea pe Dumnezeu. El pe Dumnezeu, cu doi, eu n-am spus minciuni. Eu l-am pe Dumnezeu, e mare Dumnezeu. Amin. Când ne rugăm, normal că trebuie să fim smeriți. Repet, suntem fără minte să ne mândrim noi în fața lui Dumnezeu, că nu avem cu ce. Dar se întâmplă ceva, Doamne, mă plec smerit, Doamne! Și deodată vine Duhul Sfânt și spune, mă, dar tu ești băiatul lui, mă, dar tu ești mireasă, dar tu ești prieten cu el, ridic capul și spun, trăiască Domnul! Amin. Spunem asta? Amin. Domnul să ne ajute! Asta se întâmplă în timpul rugăciunii, de la umilință la demnitate. De la vinovăție la iertare. Frate, noi ne cosmetizăm imaginea așa ca să părem mai pocăiți. O facem fiecare. Și ne luptăm să fim pocăiți în toată ziua. O permanență e pocăința, măi Ionuț. O permanență. Și rugăciunea și pocăința.
Și când seara când îmi plec capul pe pernă, mă gândesc, mai acolo am greșit, acolo nu trebuie să mă uit, aceea n-am trebuit să gândesc. Așa. Și îmi cere, am un sentiment întotdeauna de vinovăție. Și stau pe genunchi, că deodată plâng și mă rog, Doamne, Tu vezi că sunt neputincios, vezi că Te iubesc, vezi că vreau altceva și nu pot și plâng și plâng. Și atâta stau și mă rog, până deodată capă sentimentul că El m-a iertat. Că dacă plângem, ne cerem iertare, cerem putere, El ne iartă. Și atunci am așezat rugăciunea între vinovăție și iertare. Știu că aveți păcate, știu că aveți greșeli, știu că aveți ispite, că toți greșim în multe feluri, spunea Iacob. Și eu îmi plec genunchi și mă rog, cer sângele Domnului să mă sperie, să-mi dea un cuget curat și mă plâng că mă recunosc. Dar stau până vine Duhul Sfânt, mă cercetează, mă mângâie și simt iertarea lui Dumnezeu. Nu vă ridicați de pe genunchi vinovați. Tot vinovați. Nu cădeți în disperare, în descurajare, în depresie. Eu și la rugăciunile de stăruință care le-am văzut, câte una plânge, câte o fată, câte mă ia atât de plânge, spune, frate, așa de vinovat. Cred că ești, că și eu sunt vinovat. Dar de aici intervine Duhul lui Dumnezeu și căpătăm iertare. Nu cădem pe topogan la vale, ne ridicăm în sus spre Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus ne iartă. Amin. Da? Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos, adevărul nu e în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. Ne rugăm cu gândul ăsta. Când ne așezăm pe genunchi, ne așezăm umiliți, smeriți, dar terminăm cu demnitate. Suntem copiii lui Dumnezeu. Mâini, poi mâini, nu-i mult. Vom sta pe scaune de domnie. În rai e câte un smerit de ăsta pseudo. Frate, eu să fiu mântuit după ușă. Oameni buni, nu sunt locuri în rai după ușă. Mireasa nu stă după ușă. Mireasa stă lângă mire. Celui ce voi birui, voi da să șadă cu mine pe scaun de domnie. Acolo-i locul vostru, măi, fetelor, măi, băieți. Pe scaun de domnie. Asta e demnitatea noastră. Plângem. Ne cerem iertare. Ne recunoaștem. Și vine Duhul Domnului și spune că ne-a iertat. Duceți-vă acasă, iertați. Doamne, ajută-ne! Amin. Am așezat rugăciunea între privat și obște. Eu când mă plec pe genunchi, sunt un pic egoist. Am și o nevastă bolnavă, operată de cancer. Îi spuneam la frață, 4 ani n-am ieșit din țară deloc. Nu era frumos, femeia operată de cancer și eu evanghelist. Am copii. Unul termina școala, alții vor să angajeze, căsătoriți, necăsătoriți. Și mă rog pentru ei, ce-i păcat? Nu, așa faceți și voi. Îi lasă Biblia să ne rugăm pentru ai noștri. Dar nu rămânem la asta. Repet, ne rugăm și pentru obște. Ne rugăm pentru o adunare. Sunt bolnav la spital. N-am cum să ajung la ei, nici nu știu pități. Dar eu mă lupt pentru ei, că spune, altă dată am prezentat rugăciunea ca o luptă, din Roman 15:30. Luptați-vă pentru mine rugăciune. Colosem 4:12, Epafras care e dintre voștri să luptă pentru voi în rugăciunile lui. Dar acum nu prezint rugăciunea ca o luptă. Dar am voie să mă așez sub greutatea ta. Mă lași un pic? Ai pe cineva bolnav? Ai o neînțelegere în casă, ai un faliment, lasă-mă să te ajut și eu. Dacă n-am cu ce te ajuta, spun o rugăciune, îmi dai voie să spun? Odată un frate trăiește, are 80 de ani prin America, era mărât și mi-a spus, frate Draguș, mă sună, eram acasă, știi ce te rog, împrumută-mă cu o rugăciune că am nevoie. Și când asta ai nevoie, ți-o dau înapoi să-mi spui. Ne împrumutăm cu rugăciuni, da? Roagă-te pentru mine, eu mă rog pentru voi. În fața tronului, este în fața scaunului de domnie, în fața harului, este un loc unde se adună rugăciunile noastre acolo. Și apoi suntem ajutați la vreme de nevoie, spune în Evrei. Da? A venit un frate să mă duc în Africa, în misiune. Tu ai fost.
Nu m-a lăsat nevasta. Stai acasă, lasă că ai Africa ta acasă. Ea bolnavă și nu m-a mai dus. Am prieteni buni care au fost în Africa de multe ori, misionari, oameni deosebiți. Am un prieten care a terminat Academia Militară, are nu știu câte brevete, a luptat în Afganistan, a luptat în Golf, s-a pocăit și a plecat misionar. Are niște experiențe, omul ăsta, extraordinare. Dar eu câteodată îi mai spun o rugăciune, îi spune, frate, dragoste, prin ce primești? Odată mergeam cu mașina prin junglă să oprim motorul. Ne-am dat jos să reparăm motorul, în câteva minute o turmă de elefant veia turbat, dacă ne prindea, ne omora pe toți. Dumnezeu a făcut, după aceea eu pornim motorul. Știi că oamenii ăștia au nevoie de rugăciunea ta? Așa cum ești tu, o fată tânără cu minte aici, în Spania, spune, Doamne, la mine din sat am fete plecate, am o fată plecată în India. Și ne rugăm pentru ea. Eu nu mă duc în India, că nu mă duc. Dar eu spun, Doamne, ajută pe sora Cristina, acolo păzește-o, ai îngeri. Eu mă rog pentru mine, dar de la mine, de la privat, mai trec și la obște, și la adunare. Și apoi mă rog pentru păstor, și mă rog pentru prezbiter, și mă rog pentru proroci, și mă rog pentru cântăret, și mă rog câteodată, mă rog mult. Am listă de rugăciune, așa cu promisiuni, de ani de zile. Nu este o zi în care pentru oamenii aceia eu să nu mă rog. Ori v-s grăbit, ori nu-s grăbit, trebuie să-mi fac timp, nu pot dormi, nu pot pune capul pe pernă dacă unuia care i-a spus că mă rog, nu m-a rugat. Cât e de mare lista ta? Pentru câți te rogi tu? Hai așezăm rugăciunea între privat și obște. Vă propuneți? Și acum când vă plecați pe genunchi, rugați-vă pentru voi, mama, tata, frate, soră, prieteni, școală, mult. Și apoi mai roagă-te și pentru alții. Doamne ajută! Am așezat rugăciunea între dorința mea și voia Lui. Că eu când mă plec pe genunchi, frate, eu nu ți-i spun la Domnul ce să facă. Doamne, vreau asta, vreau salariu mare, vreau sănătate, vreau așa, așa, multe vreau eu. Ce voi nu vreți? Spuneți Domnului ce vreți. Dar știți că Domnul Iisus se ruga în Ghetismane, a văzut paharul ăla. Acolo erau toate spurcăciunile și păcatele mele erau acolo. El era Sfântul. A început a plânge și a spus, Tată, dacă e cu putință, departează, e prea greu paharul. Și s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat. A venit un înger, l-a întărit. Știți cum o termina rugăciunea? Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Asta face rugăciunea. De la dorința noastră, care e legitimă într-un fel, ne duce Duhul Sfânt la voia Lui. Când soția a primit analizele, că e bolnavă de cancer, l-am întrebat pe doctor ce fel de cancer, parcă ar fi bun și rău. O zic că domnul croitorul e de la rău. Du-te unde știi. Dacă nu știi pe nimeni, îți dau eu o relație. Eu sunt bărbat, eu am făcut armată. Și când m-am dus acasă, în loc să spun că are cancer, am început să plâng. Și îmi spune, e cancer, nu? Că e cancer. Și m-a ridicat în adunare, a spus, fraților, soția mea are cancer. Eu sunt om normal, îs cu minte. N-am niciun copil căsătorit. Acum s-a căsătorit unul. Așa. Aș vrea ca soția mea să trăiască. Rugați-vă! Dar încheiați rugăciunea, spuneți, facă-s-o voia ta, Doamne. Unii m-au judicat. Eu cred că asta e o rugăciune a credinței. O spus băieții cei din Valea Dura. Dumnezeul nostru poate să ne scapă. Unu. Al doilea pas. Și ne scapă. Al treilea. Și dacă nu ne scapă, tot nu ne închinăm. Ăștia-s pași prin credință. Deci în rugăciune, de la dorința mea, la voia Lui. Există o voie absolută a Lui Dumnezeu și există o voie permisivă. Doamne, ieși de aici. Pe cine mai? Ieși repede, Sodoma, Gomora, Admus, Țeboimul și Țoarul îi nimicesc. Și fuge Lot, fuge și prăpăd în urmă și spune, Doamne, uite Țoarul ce mică-i, lasă-mă! Hai, du-te în Țoar, gata, iert Țoarul. Voia permisivă. Iona, încă 40 de zile, atâta mai are capitala, 40 de zile. Și ăștia încep să postească, să roagă, ei și animale. Și Dumnezeu
schimbă un pic. Există voia lui Dumnezeu absolută și există voia permisivă. În rugăciune se întâmplă unul din două lucruri. Ori Dumnezeu îți schimbă hotărârea, ori te așează pe tine sub voia Lui, să accepti voia Lui. Eram la Botoșani, rugam pentru o fetiță bolnavă, sau băiețel, un copil bolnav, nu știu. Și eram cu un frate proroc și îl cheamă pe bunicu, pregătiți-vă din mormântare. Domnul a spus, nu schimb hotărârea. Și era o familie tânără și un copil frumușel și se rugau și oameni credincioși. Băi, nu-mi schimb hotărârea, au spus Dumnezeu. La câteva zile a murit. Deci sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le schimbă, e voia Lui absolută. Când Dumnezeu nu schimbă hotărârea, rugăciunea face ceva. Ne așează pe noi sub autoritatea Lui. Adică eu închei rugăciunea resemnat. Doamne, eu așa aș vrea. Asta e dorința mea. Dar până la urmă, facă-se voia ta. Asta e rostul rugăciunii. Și lucrul ăsta e foarte mare. Când te ridici pe genunchi, să spui facă-se voia ta, să fii resemnat, Dumnezeu lucrează mai bine decât știm noi. Asta face Duhul Sfânt în timpul rugăciunii. Am așezat rugăciunea între supraviețuire și belșug. Toate ființele vii au nevoie de hrană, au nevoie de aer. Noi câteodată suntem cu rugăciune la cote de avare. Știți cât vă rugați, nu? Sau voi vă rugați mai mult? Eu sunt restanțier la rugăciune, o mărturisesc public, da, dați-mă pe internet. Da? Oricât m-aș ruga, tot n-ar fi de ajuns, dar sunt restanțier. Dar Domnul Iisus spunea, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Un frate bolnav de COVID-ul ăsta spunea, băi frate dragos, ce rău e să n-aia, trăgem aer și n-avem aer, insuficiență. Trăgem aer și am deschis geamul la spital, n-avem aer și aer era destul. Asta e boală. Voi cu rugăciunea cum sunteți? Belșug sau sărăcie? Domnul vrea prin rugăciune să ne dea viață veșnică, să ne dea belșug de rugăciune, belșug de viață. Domnul ajută-ne la asta. Amin. Unde să mai așeze rugăciunea? Scurt, între teorie și practică. E bun? Mă duc într-o biserică, un frate în vârstă spune, frate, vine, te rog, faci o stăruință. N-am făcut stăruință după Duhul Sfânt de 20 de ani. Au venit fratele tipei, au ridicat din Sprânceanu și au spus, voi nu sunteți biserică, voi sunteți un club select de creștini. Și anoștri nu vor stăruință. Și era fratele în vârstă și i-a spus, măi, frate, nu-i spun numele undeva în o biserică mare, nu facem stăruință în august, că am două, trei nunți pe weekend. Voi n-aveți nunți, că e august. Nu, frate, noi nu avem copii, noi creștem câini acum. Și eu am 70 și ceva de ani, trebuie să predau biserica și mă tem de Domnul Iisus ce biserică îi predau. Mâine am dus, am făcut stăruință, nu spun ce lupte, până la urmă Dumnezeu o boteza cu Duhul Sfânt. Frate, dragul, am aici teologi, vezi care când în cor, trei sferturi au conservatorul. Vezi care dau un demn de rugăciune? Cei mai mulți au institutul terminat. Păstorul asistent se duce în birou, adunarea rugăciunii se roagă și el face schițele de predică, face un referat de 3-4 pagini, vine, prezintă, citește referatul, vă rugăm politicos, ne ridicăm și ne rugăm. El ia hârtiile și pleacă înapoi în birou. Și eu fug după el și spun, du-te vei și te roagă, că adunarea te vede că nu te rogi. La teorie suntem buni. Eu am multe predici de rugăciune, numai gândul ăsta vine împărtășesc, spun amin. Dar la practică, cum stăm cu practica? Eu am așezat rugăciunea între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, între privat și obște, între dorința mea și voia Lui, între supraviețuire și belșug, între teorie și practică. Acum eu v-aș pune la practică. Vreți? Să încercăm?
Să aplicăm astea? Rugăciunea e un mod de a accesa puterea lui Dumnezeu. Închei cu o întâmplare reală, o știu bine, dar nu vă spun unde s-a întâmplat. Era noaptea, niște copii voiau să se culce. Dar nu mâncăm seara, că suntem la cură. Seara nu se mănâncă. Dar unul spune, băi, dar o zacuscă ar merge totuși. Că... du-te și adu-o zacuscă. Spune, dar ultima dată tot eu am fost, e rândul tău acum. Nu, du-te tu și adu zacuscă. Și nu a vrut nimeni să ducă bă zacuscă și câțiva copii leneși s-au culcat flămânstăți. Acum eu întreb, vă surori mai în vârstă, mai gospodine, ați făcut vreodată zacuscă? Ce-i mai greu? De copt cipărușul și tăie ceapa și pus acolo sau de luat de pe raft? Ce-i mai greu? Nu? E mai greu să o faci, două zile stai la sobă, te frigi, o pui pe raft și o fată de ele și ele se duc să iei. Mai bine mă col flămândă. Măi, oameni buni, la Dumnezeu pe raft avem binecuvântări, avem harul, e scris numele tău acolo. Du-te, măi, și eu, mă. Ți-e greu să te duci la ei? Știi cum te duci? Te pleci pe genunchi și spui, Doamne, dă-mi harul acela, că e mie acela. Știi? Când a murit Hristos pe cruce, ne-a dat și iertare, ne-a dat și vindecarea. El e prietenul nostru. Tu prin rugăciune știi ce faci? Te duci și ei de acolo, din cămara lui Dumnezeu, binecuvântarea ta. E greu să te rogi pentru asta? Hai să trecem de la teorie la practică. Vreți? Îmi dați voi să-i pun la rugăciune? Nu. Acum hai să ne ridicăm în picioare și faceți dovada că v-a plăcut predica. Faceți dovada că știți să puneți în practică ce ați auzit. Vă rog, faceți dovada. Treceți de la teorie la practică. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Amin. Amin.